Dragilor, nu sunteți scriși doar la primărie, ci și în Cartea Vieții, acolo în împărăția lui Dumnezeu. Vă invit cu respect să vă ridicați în prezența Domnului, mai ales după un ritm așa de plăcut și de vioi. Ne-am înviorat în dimineața aceasta Gloria lui Dumnezeu. Dumnezeu să binecuvinteze echipa de închinare. Vreau înainte să citesc textul din Scripturi, să mai fac un anunț important și mai bine că este plasat aici pentru că o să-l rețineți mult mai bine. Miercuri, 18 octombrie, ora 18, la sediul Alege Viața, este întâlnirea surorilor. Tema de data aceasta este următoarea. Iisus, Domnul meu și prietenul meu. Așa că toate surorile sunt așteptate împreună cu sora Doamna Neacșu la Alege Viața. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dragilor, în dimineața aceasta deschidem scripturile la cartea prorocului Isaia și citim de la capitolul 55 începând cu versetul 6, unde cuvântul Domnului spune astfel. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-l câtă vreme este aproape. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Noi am, obosit de multe ori, el nu. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul. Ci cât de sus sunt cerurile față de pământ, atât de sus sunt căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Căci după cum ploaia și zăpada se coboară din ceruri și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și îl fac să rodească și să o pentru ca să dea sămânța semănătorului și pâine celui ce mănâncă, tot așa și cuvântul meu care iese din gura mea nu se întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. Da, Veți ieși cu bucurie și veți fi călăuziți în pace. Munții și dealurile vor răsuna de veselie înaintea voastră și toți copacii din câmpie vor bate din palme. Ați văzut că nu e o problemă că batem din palme în dimineața aceasta. În locul spinului se va înălța chiparosul, în locul mărăcinilor va crește mirtul și lucrul acesta va fi o slavă pentru Domnul, un semn veșnic, nepieritor. Amin! Vă invit cu respect să vă așezați! Ce dimineață frumoasă, ce hard deosebit din partea lui Dumnezeu și ce dovadă de generozitate din partea Domnului să putem să ne închinăm înaintea lui. Dragilor, mulțumim încă o dată echipei de închinare, Cristiema, băieți, sora noastră care este și însărcinată, Dumnezeu să te binecuvinteze. Ne bucurăm, ați făcut un efort lăudabil în dimineața aceasta, Dumnezeu să vă dea favoare în continuare. De asemenea, mă repet în dimineața aceasta și spun că mă bucur de fiecare dintre dumneavoastră, putem avea contact vizual, să ne vedem unii pe alții, să știm unii despre alții, să împărtășim și victorile, să vorbim și despre eșecurile noastre. Biserica mai este și locul unde poți să devii vulnerabil și să spui, am greșit, am căzut, am făcut anumite lucruri care nu mi-au adus cinste și la picioarele Domnului Hristos împreună uh, vom primi favoare. Sângele lui ne curățește de orice păcat și ne vom ridica în numele Domnului nostru Isus Hristos ca să mergem mai departe. Dragilor, în dimineața aceasta vom vorbi din Cartea Isaia, acolo unde Dumnezeu face un apel deosebit de important către poporul său, un popor care se afla în exil, un popor care continua viața de idolatrie, un popor care mergea pe diferite căi, un popor care a uitat Creatorul lor și răscumpărătorul lor, un popor care avea nevoie de o intervenție divină, într-un mod absolut. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, spune Profetul Isaia. Chemați-l câtă vreme este aproape. Haideți să ne uităm încă o dată în lumea în care trăim, dragilor, pentru că odată cu contextul acesta care este alarmant și pentru unii înfricoșător, este bine să luăm decizia potrivită în dimineața aceasta și să ne raportăm cu seriozitate și cu responsabilitate la chemarea pe care Dumnezeu ne-o face, la invitația pe care Dumnezeu ne-o face prin cuvântul său. După cum știți, în Ucraina se desfășoară un război cumplit de foarte mult timp, peste 500.000 de oameni au murit. N-a fost de ajuns un război, iată că s-a pornit al doilea război în Israel, când mai mulți teroriști din gruparea Hamas au intrat în Israel, într-un mod care a putut să ia prin surprindere inclusiv serviciile secrete de acolo și au produs un dezastru inimaginabil pentru secolul 21, când acești teroriști au omorât în masă oameni, bărbați, femei, inclusiv copii și pentru că uneori e bine să aflăm de tragediile care sunt în mijlocul nostru așa cum sunt ele, mă uitam și ascultam mărturia unui soldat care plângea și spunea că el așa ceva nu a văzut în viața lui, un soldat care participase la mai multe forme de război, spunea el că intrând într-o casă dintr-un chibuț a găsit acolo o femeie însărcinată cu pântecul deschis, Copilul înjunghiat, fiind împușcată în cap. Vă dați seama că imaginele acestea sunt imaginile terorii, imaginile care îngrozesc o lume întreagă. Deja, evreii sunt în panică, civilii sunt pur și simplu speriați, sunt blocați în această formă de panicare, pentru că acum se tem să aibă orice contact cu cei din afară, în mod deosebit cu cei care fac parte din poporul arab. Este pentru ei un moment greu, un moment dificil, de asemenea să știți că lumea, uitându-ne spre Israel, pentru că o să deschid o paranteză pe care o închid imediat, în așa fel încât vreau să vă readuc aminte două lucruri extraordinar de importante. Și anume, dacă vreți să cunoașteți istorie, dacă vreți să faceți parte din istoria reală a lumii, va trebui să vă uitați la istoria poporului evreu, la istoria poporului Israel. Și apoi, paralel cu istoria poporului Israel, să vă uitați la istoria Bisericii lui Isus Hristos. Acolo se mișcă Dumnezeu. Pentru vremurile din urmă au fost semnalate câteva profeții în care Domnul Isus Hristos a zis când veți vedea smochinul în Florin, adică toată atenția noastră să fie către Israel, pentru că acolo se desfășoară nu numai, uh, uh, nu numai situații politice și religioase, Acolo se desfășoară și profeții care au fost enunțate de către Domnul Hristos și de către apostoli. Dragilor, lumea este panicată, lumea este destabilizată. Uitați-vă ce se întâmplă în Europa, în Franța, în Italia, când lumea arabă face apel la manifestări publice, la revoltă. Am auzit declarațiile tuturor liderilor importanți din lumea aceasta în care trăim și, spre surprinderea mea, Rusia, care ucide cu cruzime în Ucraina, este cea care se poziționează incorrect față de această situație din Israel, ținând partea palestinienilor, cerând să se oprească acest masacru împotriva palestinienilor. Pe de altă parte, țările arabe fac demersuri în așa fel încât să se unească într-un front comun și să vină împotriva evreilor. America se poziționează în spatele poporului Israel și declară că este un susținător uh, continu al acestui uh, popor. Pe de altă parte, dragilor, națiunile acestea se, se frământă, se agită, națiunile pământului. În cele din urmă, după profețiile pe care le găsim în Scriptură, se vor uni într-o alianță rea, pornind spre poporul lui Dumnezeu. Există câteva riscuri în spatele acestui război, riscuri, riscuri foarte mari și nu vreau să vă panichez în dimineața aceasta, doar să vă responsabilizez, pentru că nu ne-am imaginat niciodată că vom trăi aceste vremuri văzând astfel de situații, de războaie, care se desfășoară. Sunt deja două fronturi unde se desfășoară războaie. S-ar putea să înceapă și un al treilea front și, cum spuneam mai devreme, fără să am dorința să vă panichez, oamenii spun, domne, suntem pe punctul de a se declanșa al treilea război mondial. Dragilor, în ciuda contextului în care trăim, când oamenii ar trebui să se responsabilizeze în destinul lor, în existența lor, în viața lor spirituală, să știți că. Sunt o mulțime de oameni care încă au căutări neonorabile, căutări care nu sunt ancorate în realitatea în care trăim. M-am uitat un pic pe internet ca să văd care sunt căutările actuale ale oamenilor. Sigur, sunt o mulțime de oameni care caută să fugă din calea războiului. Sunt o mulțime de oameni care caută să se mute în alte țări. Sunt o mulțime de oameni care își caută victimele printre cei uciși și în Israel și în Palestina. Și în Ucraina sunt o mulțime de oameni, pe de altă parte, care își caută partenerul de viață, partenera de viață. Sunt o mulțime de oameni care caută să acceseze o carieră. Sunt o mulțime de oameni care, spre surprinderea dumneavoastră, într-un mod paradoxal, uitându-mă pe internet, sunt o mulțime de oameni care îl caută pe Florin Salam. Florin Salam este în topul căutor, căutărilor în ce privește poporul român. Într-o situație de criză, vor să le cânte Florin Salam o doină ceva să le mai treacă de necaz și de problemele cu care se confruntă. Într-un mod paradoxal și inconștient, una dintre cele mai mari căutări ale românilor și nu numai pentru că sărbătoarea aceasta este o sărbătoare cumva la nivel mondial, Românii și oamenii caută costume pentru Halloween, se pregătesc să sărbătorească Halloween, o zi a morții, da? Dragilor, noi suntem în dimineața aceasta, ca să sărbătorim ziua învierii și ziua vieții și să sărbătorim viața în Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și într-un mod responsabil să ne poziționăm corect, proporțional corect la modul în care istoria se desfășoară sub ochii noștri. Dragilor, Biblia spune în felul următor în Eclesiastul, că toate și au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Căutarea și are vremea ei și pierderea și are vremea ei. însă în dimineața aceasta consider că nu mai este vremea să mai avem parte de vreo pierdere, cu atât mai mult de pierderea timpului pe lucruri de nimic. Biblia ne spune cu sentimentul urgenței să răscumpărăm vremea că zilele sunt rele și în mod deosebit dragilor Trebuie să stabilim în dimineața aceasta ca prioritate urgentă, prioritarie, prioritate, urgentă căutarea feței lui Dumnezeu. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-l câtă vreme este aproape. Și vreau să vă spun ceva. Căutarea lui Dumnezeu, este cea mai bună afacere a vieții noastre. Și dacă vă gândiți la bani, ați pierdut. Nu începeți colaborarea aceasta cu Dumnezeu. Însă, dragilor, colaborarea cu Dumnezeu, căutarea lui Dumnezeu este cea mai bună afacere a vieții noastre. Este afacerea întregii vieți. A că, al căuta pe Dumnezeu înseamnă a-i cere îndrumare în aceste vremuri cum, cumplite. A cere favorurile sale și a ne baza pe el ca ajutor și protector în toate zilele vieții noastre. Pe de altă parte, căutarea Domnului nostru Isus Hristos asigură favoare divină pentru viața de acum și favoare divină pentru viața viitoare. Pentru viața viitoare, nici cele mai bune uh, departamente de, a, de, de asigurări nu ne pot asigura uh, lucrul acesta. Nici cei mai puternici oameni. Unul singur poate. Și numele lui este Isus Hristos binecuvântat să fie în numele lui. Drept urmare, este momentul să fixăm ca prioritate urgentă căutarea feței lui Dumnezeu înainte de toate celelalte obiective. Dragilor, dacă vedeți că mai stălcesc eu cumva câte un cuvânt, nu mă criticați, rugați-vă. Și o să vă spun de ce. Am avut probleme cu frica mulți ani din viața mea. Frica de a vorbi în public pentru mine era cea mai mare teroare. Mai bine mă omorai decât să mă duci într-o competiție sportivă, cât că am fost sportiv și am participat la foarte multe campionate cu mult public și. Mi se usca gura, îmi tremurau picioarele, mi se bloca gâtul. Mai avem aici sportivi campion mondiali europeni împreună cu noi și ei știu foarte bine despre ce vorbesc. Dar să știți că atunci când trebuie să vă ridicați, să vorbiți cuvântul lui Dumnezeu, este o emoție mai intensă, o responsabilitate mai mare și. Uneori e, e dificil să poți să te exprimi, dar cerem Domnului favoare în dimineața aceasta. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Și aici când auzim acest enunț, dragilor, apar câteva întrebări foarte importante. Și primul lucru despre care vreau să vorbesc în dimineața aceasta... Este faptul că pe Dumnezeu trebuie să-l căutăm în mod exclusiv. Pe Dumnezeu trebuie să-l căutăm în mod exclusiv. Biblia spune în felul următor prin profetul Isaia. Căutați pe Domnul! Căutați pe Domnul! Când vorbim despre faptul că trebuie să-l căutăm în mod exclusiv, asta înseamnă că trebuie să excludem orice altceva care este incompatibil cu Domnul nostru, Isus. Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Să știți că aceste cuvinte a lui Isaia sunt adresate poporului lui Dumnezeu care a început să aibă foarte multe căutări. Popora lui Dumnezeu, dragilor, care a uitat de Dumnezeul lor, în ciuda faptului că se aflau în exil, mulți dintre ei continuau practicile idolatre, fiind urmași părinților lor necredincioși, devenind astfel copiii fără de legii și falsității, bat jocorindul pe Dumnezeu. Călcând în picioare prima poruncă din lege, care spune în felul următor, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Poporul lui Dumnezeu era inundat, dragilor, era înnecat în idolatrie. Oamenii aceștia, uitându-ne în ansamblu, în cartea Isaia, erau oameni cuprinși de pofte care se închinau idolilor lor uitându-l pe Dumnezeu. Fără nicio teamă, poporul lui Dumnezeu a început să mintă și dați-mi voie să vă spun că oamenii aceștia nici măcar din greșeală nu îl căutau pe Dumnezeu. Nici măcar din greșeală nu voiau să îl găsească pe Dumnezeu. Nu voiau să se gândească la Dumnezeu. Și pentru că Dumnezeu a tăcut, Oamenii aceștia și-au pierdut respectul față de Dumnezeu. Pentru că uneori Dumnezeu tace în istoria vieții noastre, uneori noi oamenii ne pierdem respectul față de Dumnezeu. Însă uităm că tăcerea lui Dumnezeu înseamnă îndelungă răbdare pentru noi cei rătăciți. Dumnezeu nu intervine uneori cu judecat atunci când ar trebui să intervină pentru că ne iubește pentru că așteaptă să ne revenim, pentru că Dumnezeu caută să mai facă apeluri la conștiința noastră, să dacă vă uitați la istoria acestui popor, dragilor care a ajuns fără nicio teamă de Dumnezeu și nici din greșeală nu se mai gândeau la Dumnezeu și nici din greșeală nu mai căutau pe Dumnezeu, oameni care și-au pierdut respectul față de Dumnezeu, să știți că Dumnezeu a intervenit în istoria vieții lor și a demascat falsitatea în mod vizibil, pe față și i-a lăsat cumva pe mâna idolilor lor. Dragilor, Isaia cheamă poporul lui Dumnezeu și spune în felul următor: căutați pe Domnul în mod exclusiv, căutați pe Domnul, chemați-l pe el, întoarceți-vă la Domnul, nu la Baal, nu la Moloch, nu la Startea, nu la Dagon, nu la Isis, la Dumnezeul care va creat și la Dumnezeul care va răscumpărat. Pentru că în textul acesta sunt două perspective care merg în paralel. Dragilor și noi, de asemenea, ca și ființe umane, cu rațiune, cu putere de decizie, suntem în dimineața aceasta în fața unui Dumnezeu care ne vorbește prin profetul Isaia și spune în felul următor, căutați pe Domnul! Și din două perspective vreau să fiți foarte atenți, trebuie să fim responsabili. Întâi de toate, poporul Israel și noi, de asemenea, trebuie să-l căutăm pe Dumnezeu pentru că El este Creatorul nostru. Noi nu suntem produsul unei explozii necontrolate, ci suntem produsul unui Dumnezeu care ne-a creat cu inteligență. Și pentru că Dumnezeu ne-a creat, dragilor, noi trebuie să stabilim o relație cu El. Deci pentru că El este Creatorul nostru, noi trebuie să căutăm pe Dumnezeu. Și pe de altă parte, pentru că în istoria vieții noastre pe atunci pe când noi rătăceam ca niște oi pierdute, ne-am intersectat cu păstorul cel bun și ne-a răscumpărat. Din aceste două perspective trebuie să-l căutăm pe Dumnezeu. De ce? Pentru că El este Creatorul nostru și El este răscumpărătorul nostru. Spune cuvântul lui Dumnezeu. Eu sunt Domnul, adică cel care v-a creat și apoi cel care te-a scos din țara Egiptului, adică cel care te-a răscumpărat. Ce au făcut evrei? Evreii dragilor au uitat pe creatorul și răscumpărătorul lor și au început să meargă după alți zei, după alți, idoli și nenorocirea a venit peste ei. Dragilor, ne tot întrebăm de ce este atât de mult rău în lumea aceasta. De ce este atât de mult haos în societatea în care trăim? De ce există nivel înalt de corupție, de ucidere? De ce acum autoritățile încearcă să găsească soluții pentru cei care consumă droguri și pun viața lor în pericol și pun viața celorlalți participanți în societatea aceasta în pericol? De ce credeți că oamenii au ajuns la un grad înalt sau josnic, dacă vreți, de imoralitate? De ce credeți că sunt atât de multe probleme în familie? De ce credeți că sunt atât de multe sinucideri în masă. De ce credeți că sunt atât de multe divorțuri și atâta nenorocire în societatea în care trăim? Vreți să vă spun pentru că oamenii și-au uitat Creatorul și și-au uitat Răscumpărătorul. Biblia ne răspunde la această, întreba, la această întrebare în Roman capitolul 1, unde Cuvântul lui Dumnezeu spune astfel. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în conștiința lor, în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite, astfel au ajuns plin de orice fel de nelegiuire. Și dacă veți citi acolo e o gamă largă, un catalog cu tot felul de păcate. Dragilor, Dumnezeu în dimineața aceasta face un apel către toți oamenii. Căutați pe Domnul, întoarceți-vă la El. Nu la sfinți, nu la tradiții, nu la zei, nu la idoli, ci la Domnul. Întoarceți-vă la Domnul în mod exclusiv, dragilor. Dumnezeu nu mai poate fi compatibil cu altceva. Noi nu putem să-l avem pe Dumnezeu și o viață imorală. Noi nu putem să-l avem pe Dumnezeu și să ne complacem în păcat. Noi nu putem să-l avem pe Dumnezeu și pe Buda așezați pe același rang. Noi nu putem să avem pe Dumnezeu și o mulțime de idoli în viața noastră. Nu se poate, dragilor. Pe de altă parte, haideți în dimineața aceasta să vedem cum devine ceva un zeu pentru noi. Că mulți dintre dumneavoastră veți spune, domnule, eu n-am niciun zeu, n-am niciun idol în inima mea. S-ar putea ca în dimineața aceasta să descoperiți că aveți un zeu, că aveți un idol pe care trebuie să-l dezasamblați și pe care trebuie să-l puneți la coșul de gunoi, acolo unde trebuie să fie și să-l înălțați pe creatorul dumneavoastră și pe răscumpărătorul dumneavoastră deasupra vieții voastre. Cum devine un zeu pentru noi atunci când ne închinăm în, înaintea lui Dumnezeu? În dimineața aceasta învățăm următorul lucru: ceva devine un zeu pentru noi, fiți atenți, atunci când ne diminuează atracția față de Dumnezeu, angajamentul față de Dumnezeu și ascultarea față de Domnul nostru Isus Hristos. Repet! Ceva devine un zeu, un idol pentru noi atunci când ne diminuează atracția, angajamentul și ascultarea față de Domnul nostru Isus Hristos. Și dacă ne vom uita la prioritățile din viața noastră, vom constata că avem mulți idoli și avem mulți zei pe care îi venerăm în viața noastră. Ceva devine un Dumnezeu pentru noi atunci când devine mai important decât Dumnezeu. Și pentru noi Dumnezeu a devenit o roată de rezervă, pe care o folosim atunci când facem explozii în viață, când facem pană, îl atașăm și pe Dumnezeu la roata existenței noastre să ne mai ducă un parcurs în viață. însă dragilor, Dumnezeu ne cheamă prin profetul Isaia și spune căutați pe Domnul în mod exclusiv Nimic nu are egal și nimic nu poate fi așezat la același rang și în aceeași poziție cu Domnul nostru Isus Hristos. Și biserica lui Hristos trebuie să se întoarcă din toate formele de idolatrie la Hristos, renunțând la toate celelalte forme care consumă viața noastră, lucruri care duc la neglijarea vieții spirituale și câtă neglijare există în viața oamenilor și în viața poporului lui Dumnezeu. Posesiunile despre care credem că formează baza noastră de securitate, uneori alergarea, goana aceasta după a deține, a avea și a fi într-o lume care este obsedată din punctul acesta de vedere. Dragilor, cum spuneam mai devreme, Dumnezeu nu este roata noastră de rezervă. Atunci când facem explozii, atunci când facem pană în viață, îl atașăm pe Dumnezeu și spunem, mai plimbă-ne puțin în existența aceasta, mai scoate-ne din încercarea aceasta, căutați-L pe Dumnezeu în mod exclusiv, prioritar, numărul unu, cea mai importantă căutare din viața noastră trebuie să fie Dumnezeu. De ce? Pentru că întâi de toate El este creatorul nostru și pe de altă parte El este răscumpărătorul nostru. Binecuvântat să fie numele Lui. Tot Isaia vorbește din partea Domnului astfel, așa vorbește Domnul împăratului Israel și răscumpărătorul tău. Domnul armatelor, eu sunt cel din tâi, ascultați, și cel de pe urmă și afară de mine nu este alt Dumnezeu. Nu vă temeți și nu tremurați, căci nu ți-am vestit și nu ți-am spus eu de mult lucrul acesta. Voi îmi sunteți martori, este oare un alt Dumnezeu afară de mine? nu este altă stâncă, nu cunosc alta, spune Domnul. Cei ce fac idoli sunt toți deșertăciune și cele mai frumoase lucrări ale lor nu slujesc la nimic, absolut nimic. Ele însă le mărturisesc lucrul acesta, n-au nici vedere, nici pricepere, tocmai ca să rămână de rușine. Dragilor, în dimineața aceasta căutăm pe Domnul și îl căutăm pe Domnul în mod exclusiv, prioritar. Abia atunci putem să vorbim despre o relație corectă cu Dumnezeu. Poporul Israel avea idoli. În ciuda faptului că era în exil, în ciuda faptului că pierduse onoarea de a vedea prezența lui Dumnezeu și bunăstarea în mijlocul lor, oamenii aceștia, într-un mod încăpățânat, au pierdut respectul față de Dumnezeu și au comis toate formele de idolatrie. Dacă vă veți uita în Cartea Isaia, veți rămâne șocați ce au făcut oamenii aceștia. Și Dumnezeu face un apel în dragostea lui ce mare. Și vorbește prin gura prorocului Isaia și spune, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-l câtă vreme este aproape. Și cum căutăm pe Domnul? În mod exclusiv, dragilor. Dumnezeu nu e al cincelea lucru la care ne gândim în viața aceasta. De a ne merge viața prost. Pentru că Dumnezeu e al cincilea lucru la care ne gândim, al zecelea lucru la care ne gândim și uneori ultimul lucru la care ne gândim. Din nefericire, îl căutăm pe Dumnezeu în mod exclusiv, prioritar. Cea mai înaltă căutare este Dumnezeu. Al doilea lucru. Deja este ora 12 până la și 10 și un sfert vreau să închei. Oricum a fost o zi de sărbătoare și să știți că am început la și 10. Deci. Dragilor, îl căutăm pe Dumnezeu în mod exclusiv. Pe de altă parte, îl căutăm pe Dumnezeu la timp, la vreme potrivită. Căutați pe Domnul, spune Isaia, câtă vreme se poate găsi. Chemați-l câtă vreme este aproape în demersurile sale de a ne câștiga. Dragilor, trebuie să profităm de această ocazie deosebită de a-L găsi pe Domnul cât mai există o oportunitate. Nu să așteptăm să-L căutăm când este prea târziu. Se spune despre colonelul Ral, comandantul trupelor britanice din Trenton, New Jersey, că juca cărți. Să fiți foarte atenți, juca cărți când un curier a adus un mesaj urgent în care spunea că generalul George Washington traversa râul Delaware. Ral a băgat scrisoarea în buzunar și nu s-a obosit să o citească până când jocul lui de cărți nu s-a terminat. Apoi, dându-se seama de gravitatea situației, a încercat în grabă să-și adune oamenii pentru a face față atacului care urma, dar era prea târziu. Amânarea sa a făcut ca mulți dintre oamenii săi să fie uciși, iar restul regimentului să fie capturat. Doar câteva minute de întârziere l-au costat viața, onoarea și libertatea soldaților săi. Dragilor, sunt foarte mulți oameni care joacă viața lor la cărți. Sunt foarte mulți oameni care joacă destinul lor la cărți. Sunt foarte mulți oameni care joacă viața familiei lor la cărți, la păcănele, că tot este subiectul de zi în, 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 în obiectivele autorităților. Oamenii joacă destinul la păcănele, la cărți, Dumnezeu face apel la conștiința lor și ca acest colonel care atunci când a primit o scrisoare importantă, el a stat, nu, domne, până nu-mi termin jocul de cărți, eu nu vreau și vedeți, dragilor, uneori noi spunem, niciodată nu-i prea târziu. Și cât de fals este lucrul acesta? Cât de fals este lucrul acesta? V-am mai spus de o sută de ori experiența aceasta când un tânăr a venit la mine și mi-a spus că sunt un om fericit pentru că am activat și și pentru că am acționat la timp, spunându-mi că povestea noastră de viață se aseamănă, pentru că și el a fugit la, de acasă la 17 ani și el s-a ridicat împotriva tatălui său. Numai că Dumnezeu mie mi-a dat favoare, pocăindu-mă, Dumnezeu m-a învățat că trebuie să-mi cer iertare, să mă întorc la tatăl meu. El s-a încăpățânat, s-a distrat până când a gustat experiența unui prea târziu, pentru că în timp ce se distra, în timp ce se petrecea, în timp ce consuma viața lui în cele mai josnice moduri, a primit un telefon insistent de la mama lui care a zis dacă vrei să vii acasă pentru că tatăl tău a murit și când s-a dus acasă s-a uitat la trupul nensuflețit și nu mai putea să facă nimic. Era un prea târziu. Prea târziu, există un prea târziu. Dragilor, mâine, ascultați-mă bine, este scuza celor leneși și refugiul celor ignoranți și incompetenți. E un cuvânt dur ce spun eu acum. Să respingem dar ideea aceasta plantată de satan, că avem timp. Dumnezeu trebuie căutat azi, aici, și acum. Sunt foarte mulți oameni care spun, să domne că eu am, am timp fără nicio problemă. Știți că era problema poporului evreu în perioada respectivă, în activitatea spirituală a lui Isaia? Pe lângă faptul că erau în răzvrătire, da? străjerii lor nu vedeau pericolul. Oamenii aceștia, nu vede... cum nici oamenii din zilele noastre nu văd pericolul. El caută pe Florin Salam, să mai petreacă un pic, să mai deschidă o sticlă, hai domnule, să bem și să... Cine ne interesează pe noi că în Ucraina e război? Ce ne interesează pe noi că în Israel e război? Cine ne interesează pe noi că situația dintre China și Taiwan este în pericol? Cine ne interesează pe noi că planeta asta poate fi aruncată în aer? Cine ne interesează pe noi de propriu suflet? Hai să bem și să mâncăm burtica importantă! pentru oameni. Hai să mai jucăm o carte, hai să mai dăm un zar, hai să vedem ce se mai întâmplă în lumea aceasta. Să știți, dragilor, că păstorii din vremea lui Isaia, din nefericire, sunt niște cuvinte dure pe care le folosește Dumnezeu. Erau niște câini care nu lătrau, care nu avertizau oamenii. Erau oameni care iubeau somnul. Hai să mai dormim, oleacă. Se erau păstori lacom, mercenari și egoiști și invitau pe oameni să bea și să se petreacă. Și altă dată și altă dată o să o facem și mai plată. și mai lată. Petru ne avertizează, deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zi zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri, cu pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Sfârșitul lumii se apropie. În curând. Prin urmare, dragilor, să fim serioși și disciplinați, căutându-l pe Dumnezeu în mod exclusiv și căutându-l pe Dumnezeu la vremea potrivită, la timpul potrivit. De ce nu îl caută oamenii pe Dumnezeu? Pentru că sunt prea ocupați, domne, am multe lucruri de făcut. N-am timp să vin la biserică, n-am timp să citesc, n-am timp să și lucrurile acestea caracterizează și viața multor creștini. Nu avem timp de scriptură, pentru că avem de câștigat bani. Nu avem timp de rugăciune, pentru că, domne, avem foarte multe lucruri de făcut. Sunt o mulțime de oameni care cred că au încă mulți ani când se pot gândi la Dumnezeu. Să vreau să vă spun în dimineața aceasta că există un prea târziu. Sunt oameni care și-au cumpărat un ogor și au eu trebuie să lucrez ogorul respectiv. Eu sfătuiesc pe oamenii aceștia să lucreze ogorul sufletului lor și să lase pe Dumnezeu să pună sămânța cuvântului vieții în ei. Spre surprinderea dumneavoastră, sunt oameni care așteaptă pe altcineva. Nu, nu ne trebuie pe Dumnezeu. Așteptăm să vină zen. N-aș vrea să mă bag în subiectul acesta, deloc, deloc, deloc. Însă vreau să fac o remarcă, o remarcă care să ne îngrijoreze. Istoria poporului evreu de atunci nu se aude afară? Să vorbesc mai tare? Îi sperii pe oameni atunci. Istoria poporului evreu se aseamănă deseori. Ați văzut ce s-a întâmplat când teroriștii au venit cu parașute și au acționat la acel concert? Ați văzut ce era la concertul respectiv? Era o statuie, o statuetă, un idol pe care îl venerau din nefericire din nefericire. Dragilor, deseori auzim, nu este prea târziu, niciodată nu este prea târziu. Însă prin prorocul Isaia, Domnul ne arată că este o vreme, este un timp când Domnul poate fi găsit și similar o vreme când El este aproape de noi. În înțelegerea biblică, această vreme este numită de Domnul Isus vremea cercetării, care trebuie să fie recunoscută de oameni, iar în timpul ei, oamenii să răspundă pozitiv chemării Domnului. Pe de altă parte, Scriptura mai stabilește o nouă vreme. El hotărăște din nou o zi, astăzi, zicând în David, după atâta vreme, după cum s-a mai spus, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Biblia ne asigură că există un prea târziu. Nu vă mai luați după sloganul acesta. Niciodată nu e prea târziu, fals. Pentru mulți e deja prea târziu. Să știți. Pentru locuitorii planetei în vremea lui Noi a fost prea târziu când au văzut, au văzut picurii de ploaie. Pentru Esau a fost prea târziu când s-a dus să ceară binecuvântarea. Pentru Bogatul, din pilda cu laser a fost prea târziu. Bogatul a trăit o viață plăcută, se îmbrăca bine omul, mânca bine, distracție, divertisment, confort. Viață de lux și la un moment dat, dragilor, moartea le-a prins surprindere și strică toate planurile. Ajuns în locuința morților, spune cuvântul lui Dumnezeu, că atunci a adus aminte de Dumnezeu. Și-a ridicat ochii în sus și, băi, stai un pic, mă, că eu, 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 eu sunt evreu. Eu, 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 eu cunosc pe Avram și îl vede pe Avram și zice, părinte Avram, îl vede și pe Lazar, dar prea târziu. Și încerca să rezolve problema sufletului lui Sete, aceea care nu va mai fi niciodată stâmpărată, pe de altă parte problemele din familie, că îi spune lui Avram, te rog, trimite pe cineva să rezolve problema fraților mei, că mai am cinci frați pe pământ care nu sunt pocăiți și nu vor să audă de Evanghelie. Dragilor, există un prea târziu, există un prea târziu cele cinci fecioare neînțelepte și pentru ele a fost prea târziu. Dragilor, mă grăbesc în dimineața aceasta, însă Scriptura spune, ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Căutați-L pe Domnul în mod exclusiv, prioritar, primul. Dacă vreți să fiți fericiți, citea Gabi, căutați pe Domnul. În mod exclusiv. Apoi căutați pe Dumnezeu, așa cum am spus mai devreme, în dimineața aceasta, la timp, la vremea potrivită. Mai departe, căutați-l pe Dumnezeu unde, căutați-l pe Dumnezeu cum trebuie, cum trebuie. Biblia spune așa: să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el. De Dumne la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Noi alergăm din loc în loc. Noi alergăm în zonele acestea ultra încărcate de religie, de manifestări de genul acesta. Uitați-vă, peste 200 și ceva de mii de români s-au dus într-o zonă a țării ca să se închine, ca să se închine. Unii aleargă în, în Ierusalim, alții aleargă la Papa de la Roma, unii prin România aleargă de la un sfânt la altul, uh, dragilor, căutăm, Doamne, ești aici, Doamne, ești la Roma, Doamne, ești în Israel, Doamne, unde vreau să vă spun în dimineața aceasta, dragilor, că degeaba mergem la Ierusalim dacă ne întoarcem tot păcătoși. Dege degeaba mergem la Roma dacă ne întoarcem tot păcătoși. Vă rog, frații ortodoxi, să mă iertați. Degeaba mergem la Parascheva dacă ne întoarcem tot păcătoși. Biblia spune că trebuie să-L căutăm pe Dumnezeu cum trebuie. Cel rău să se lase de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile sale. Așa că, dragilor, în dimineața aceasta suntem în fața unui Dumnezeu care nu obosește iertând. De aceea trebuie să-L căutăm cu pocăință, cu regret și cu dorință de schimbare. 4. Să-L căutăm pe Dumnezeu unde trebuie. Să-L căutăm pe Dumnezeu unde trebuie, că și asta e o problemă. Dragilor, vă aduceți aminte de cei mai în vârstă de Iuri Gagarin. Vă aduceți aminte. Se spunea, în mod eronat, că Iuri, după ce a călătorit în spațiu, ar fi declarat public că a fost în spațiu și nu l-a găsit pe Dumnezeu. Fals! Iuri n-a spus niciodată treaba asta. Iuri a fost un creștin ortodox, devotat bisericii și devotat lui Hristos. Hrușciov, în schimb, a spus treaba aceasta și el a spus-o pe seama lui Gagarin când l a întrebat oamenii, domne, a venit Iuri din spațiu, ce v-a zis? L-a găsit pe Dumnezeu acolo. Și Hrușciov a zis, ce vă tot holbați? Pentru că era un ateu convins, un comunist convins. A zis, ce vă tot holbați spre Dumnezeu? Iuri a fost acolo și nu l-a găsit pe Dumnezeu. Însă declarația reală a lui Yuri a fost următoarea. Cine nu-l găsește pe Dumnezeu pe pământ, nu-l găsește nici în spațiu. Dragilor, în dimineața aceasta îl căutăm pe Dumnezeu unde trebuie. Și vă spun eu unde trebuie. Nu în oracole, nu în ghicitul în cărți, nu în ghicitul în cafea, nu la vrăjitoare, nu în astrologie, nu în necromație, nu în nimic de genul acesta, ci în cuvântul lui Dumnezeu. Biblia este cartea care este deschisă înaintea tuturor. În cuvântul lui Dumnezeu îl găsim pe el. Căutați pe Domnul unde trebuie, aici, în mijlocul poporului său, unde se deschid scripturile și unde învățăm despre Dumnezeu. Dumnezeu nu se găsește în alcool sau în narcotice, El nu este găsit în imoralitate, El nu se găsește în bogățiile seculare, El nu se găsește în religii, nu se găsește în meditații transcendentale sau în transe, nu se găsește pe raftul cu zei și cu idoli, El este Dumnezeul atotputernic care și-a revelat caracterul aici. Marele predicator Moody, când nu l-a mai simțit pe Dumnezeu, s-a panicat și Dumnezeu i-a zis într-un vis de noapte, de azi înainte mă găsești aici, vreți să-L găsiți pe Dumnezeu, citiți Scripturile. Ne apropiem de final, îl chemăm pe prietenul nostru care a cântat foarte bine. Nu vrei să te muți la București? Sau mai bine zis, nu vreți să vă mutați voi toți la București? Mh? Și ultimul lucru, dragilor, și cu asta închei. Caută-L pe Dumnezeu cu așteptare. În mod exclusiv îl căutăm pe Dumnezeu. Prioritatea numărul 1 în viața noastră. Sunt atât de multe lucruri care ne fură atenția, ne consumă energia. Atât de multe lucruri care ne despart de Dumnezeu. Orice timp care consumă energia noastră sau orice obiect sau orice lucru care consumă energia noastră devine un idol spre care ne aplecăm și ne închinăm. Dorințele, poftele, plăcerile care îi domină pe mulți oameni. Să știți că Astartea nu mai are nevoie de temple undeva în afara cetăților, sus pe dealuri, în locuri mai izolate. Astarteia și-a așezat temple în casele oamenilor. Astarteia poate să vină pe aici, să vă viziteze. Și oamenii au ridicat altare Astarteii în casele lor, fiind dominați de dorințe. Idolii sunt acolo și consumă viața oamenilor. Greu se ridică oamenii să citească scripturile, să-L găsească pe Dumnezeu să-L caute pe Dumnezeu. Unii încă joacă cărți cu scrisoarea lui Dumnezeu în buzunar, care le spune, vremea este pe sfârșit, trezește-te, omule, și pocăiește-te. Și încă joacă cărți, încă mai joacă, mai dau un zare, să vedem. Încă mai deschid o, o carte de ghigitorie, să vedem cine spun vrăjitoarele, va fi bine, și le spun, stați calme, totul va fi bine. Fiindcă toate lucrurile au să se strice, spune Scriptura, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Să-l căutăm pe Dumnezeu cum trebuie, dragilor, cu pocăință, cu regret, cu smerenie, lăsându-l să ne transforme. Degeaba mergem la Roma, la Vatican, dacă venim de acolo tot păcătoși. Degeaba mergem la Ierusalim, țara sfântă. Există o rămășiță acolo, și cine înțelege, să înțeleagă. Degeaba mergem la manifestații religioase în țara noastră. Cu tot respectul pentru fiecare dintre voi, Parascheva nu are nicio putere asupra sufletului nostru și asupra destinului nostru temporar și veșnic. Singurul care are putere este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Să-L căutăm pe Dumnezeu unde trebuie. Unde trebuie. Iată ne aici cu Scripturile deschise căutându-l pe Dumnezeu. Și în ultima instanță, căutați-l pe Dumnezeu cu așteptare. Cu așteptări. Ce înseamnă să-l cauți cu așteptare? Înseamnă că El a promis ceva. Și că El se ține de promisiune. În El toate promisiunile lui sunt da. El a promis că dacă îl căutăm din toată inima al vom. Dacă îl căutăm în mod exclusiv pe el, nu vom fi duși și înduși în eroare. Dacă îl căutăm azi, la timp, ziua mântuirii, ascultați-mă bine, dragilor, va birui noaptea întunecata pierzării. Ziua mântuirii va birui noaptea întunecata pierzării. Dacă îl căutăm cum trebuie, vom trăi cum trebuie. Dacă îl căutăm unde trebuie, îl vom găsi. Și dacă îl căutăm cu așteptare, vom dobândi promisiunile lui. Invit echipa de închinare și pe dumneavoastră să vă ridicați. O femeie din Mexic, pe nume Rebecca Mendez Jimenez, a devenit cunoscută în toată lumea după ce și-a așteptat iubitul timp de 41 de ani. Și nu l-a așteptat oricum, l-a așteptat îmbrăcat în rochie de mireasă. Conform bătrânilor care au cunoscut-o în tinerețe, atunci când era foarte tânără, s-a îndrăgostit de un marinar pe nume Manuel. Acesta i-a promis că atunci când se va întoarce de pe mare, o va lua de soție și vor fi fericiți până la adânci bătrâneți. Din nefericire, embarcațiunea în care se afla bărbatul a fost lovită de un uragan și s-a scufundat, tot echipajul fiind declarat dispărut. Distrusă de acest incident, Rebecca, Mendes, Jimenez, pur și simplu, și-a pierdut mințile. Motiv pentru care a început să se plimbe singură pe străzi, îmbrăcat într-o rochie de mireasă. De cele mai multe ori era văzută pe malul mării, mergea cu privirea în larg, în așteptarea celui căruia i-a jurat iubire veșnică. Povestea aceasta este dramatică, pe de-o parte, însă ea are un sâmbure care ne motivează. Dacă o femeie care s-a îndrăgostit de un bărbat atât de puternic, așteptat 41 de ani, îmbrăcată mireasă, dați-mi voie să vă spun, dragilor, că Biblia spune în felul următor, Domnul Hristos nu este un marinar care s-a scufundat cu barca. Este cel care a înviat dintre morți și este Viu în vecii vecilor. Este cel care a spus, iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine. Autorul cărții Evrei spune că el răsplătește pe cei ce îl caută. El răsplătește pe cei ce îl caută. Caută-l pe Dumnezeu cu așteptare. Ai o așteptare în dimineața aceasta, iată că el o onorează. Prezența Duhului Sfânt este aici. Să facem liniște în toate căutările noastre. Să ne croim un drum spre picioarele Domnului Hristos să dezasamblăm idolii din inima noastră și să ne pocăim cu responsabilitate, să spunem, Doamne, te-am găsit în dimineața aceasta. Nu mai joc viața mea la cărți, Doamne. Scrisoarea dragostei tale este aici, este aici. Nu voi mai întârzia, Doamne, consumând viața în distracții, în plăceri, în confort, în lux, alergând după năluci, ci te voi căuta pe tine. Câtă vreme poți fi găsit, ca să nu fie un prea târziu, te chem pe tine, Doamne Dumnezeule, câtă vreme ești aproape. Și tu ești aproape pentru că ai stabilit o nouă zi în scripturi, Doamne. Și iată ziua aici. Și iată-ne pe noi aici, pe toți cei care ne-ai invitat, Doamne. Spre fiecare dintre noi ai făcut apel la conștiința noastră. Căutați pe Domnul. Căutați pe Domnul. Și iată-ne, Doamne. Căutându-ne, căutându-te pe tine. Tu ești un Dumnezeu care se lasă găsit. Vino în întâmpinarea noastră, Doamne. Vino și ia ne în dimineața aceasta, Doamne. Vino și iartă păcate în dimineața aceasta, Doamne. Vino și restaurează vieți în dimineața aceasta. Vino și eliberează în dimineața aceasta, Doamne. Vino și iartă-i pe toți cei care trăiesc o viață idolatră și în imoralitate. Iartă-ne pe toți, Doamne Dumnezeule. Te rog, restaurează-ne și pune-ne pe picioare. Trăim vremurile din urmă, Doamne, și vrem să ne găsești fără vină, Doamne. Sfinți și curați. Cântăm și stăm în prezența lui Dumnezeu. Lăsăm Duhul Sfânt să ne vorbească în continuare. Nu vă gândiți la cărți, la cărțile de joc. Gândiți-vă la destinul dumneavoastră și la invitația lui Dumnezeu. La începutul acestui capitol, Isaia 55, Domnul face un apel și spune veniți! Veniți toți la ape, la abundență! Veniți toți la vin, la bucurie, veniți toți la lapte ca să creșteți spiritual. Totul este fără bani și fără plată. Veniți de luați mântuirea în dar, pentru că pentru sufletul vostru a murit Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Stăm înaintea Lui toți.